Bun găsit la un nou tutorial de freestyle football. Vă voi prezenta o schemă destul de simplă pe care o puteți vedea în mai multe clipuri pe internet executată de Ronaldinho. Schema se numește toe bounce, deoarece mingea va sări pe zona din vârful piciorului, zona degetelor. O vom propulsa în sus de pe vârful piciorului fără să ridicăm piciorul de pe sol. Doar partea frontală a piciorului, vârful piciorului se va ridica, călcâiul rămânând pe pământ. Facem o ridicare a vârfului exact în momentul în care mingea aterizează. Atenție, important este să plasăm piciorul exact unde urmează să aterizeze mingea, pentru ca aceasta să vină exact peste zona degetelor. Chiar dacă uneori când vedeți această schemă pe viteză normală, pare că deplasez și piciorul, că îl ridic, dar este doar acea deplasare a piciorului, acea mișcare a piciorului imediat după execuție, la o fracțiune de secundă după execuție, deoarece după ce ridic vârful, ținând călcâiul pe sol, simți nevoia aproape automat să miști piciorul pentru a îți restabili echilibrul. Dar în momentul execuției, călcâiul rămâne pe sol, asta este cheia. Există câteva mici variații de toe bounce. Puteți face toe bounce trecând celălalt picior pe deasupra mingii, un toe bounce normal, pur și simplu, sau chiar puteți trece de acolo într-o combinație mai complicată. Folosiți toe bounce, dați celălalt picior peste minge, după care vă răsuciți și loviți mingea cu călcâiul. Sunt Alexandru Stan, ați urmărit un nou tutorial de pe youtube.com/invatafreestyle. Mă găsiți și pe facebook.com/invatafreestyle, blogul meu freestylewithal.blogspot.ro. Puteți da like, subscribe, vă puteți abona la acest canal youtube.com/invatafreestyle pentru a afla mai ușor când postez noi tutoriale de fotbal sau de freestyle. Toate cele bune, exersați mult, aveți încredere în voi, multă baftă!